Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine la Gătește Ușor. La cererea publicului care urmărește review-urile mele de restaurante, am decis să fac astăzi pentru voi topul celor mai bune paste din București. Am ales 6 localuri diferite de paste, unde urmează să încerc diferite tipuri de paste și de sosuri. Trebuie să vă spun că îmi plac foarte mult pastele, am mâncat paste în mai multe locuri din Italia și obișnuiesc să le gătesc deseori, așa că aș putea spune că știu așa cam despre ce e vorba. Sper să găsesc în București paste autentice italienești și să am vești bune pentru voi, să vă pot oferi recomandări cât mai serioase. Așadar, vă invit alături de mine pentru a vedea care sunt cele mai bune paste din București. Voi încerca astăzi pastele de la Borgo Margherita. Am ajuns la Borgo Margherita și am primit meniul. Există mai multe variante de aperitive, pizza, paste, totul pare foarte italienesc, ca să zic așa. Au tot felul de aperitive interesante, cred că am să iau spaghete carbonara și tagliatelle bolognese. Doamna, care cred că este patroana restaurantului, ca să zic așa, ne-a explicat că face pastele pe loc, de aceea durează un pic mai mult până sunt gata și până una alta ne-a adus din partea casei un fel de pizza cu roșii pe ea, ca să zic așa. Este aluat de pizza pe care a pus acest topping de roșii care par foarte coapte. Ia să vedem cum e. Aluatul este foarte crocant și roșiile sunt proaspete și gustoase. Este foarte bun. Tagliatele mele cu sos bolognez au ajuns, arată foarte bine. Porția este destul de generoasă. Să vedem cum sunt. Sosul este gustos, aromat. Pastele sunt al dente. Sunt bune, îmi plac. Au sosit și spaghetele carbonara și ele arată foarte bine. Sunt cu ceva busuioc, am simțit eu. Baconul pare să fie din plin, ar trebui să fie guanciale teoretic. Și au destul de mult parmezan, ia să vedem. Frig. O să vă zic că îmi plac pastele, sunt fierte exact cât trebuie, sosul este gustos și de la cele boloneze și de la carbonara. Îmi plac mai mult cele carbonara, cred că în general îmi plac mie mai mult pastele carbonara, dar una peste alta, pastele sunt foarte gustoase și este o locație care merită vizitată. Mă aflu pe Calea Victoriei, unde voi încerca acum pastele de la un restaurant cu nume intuitiv și anume Pasta Restaurant. Am primit meniul la Pasta Restaurant. Pare foarte interesant, au o grămadă de variante de paste. Putem să ne alegem în primul rând tipul de paste pe care îl dorim, spaghete, fusili, tagliatelle, linguine, mai multe variante. Iar apoi ne alegem sosul pe care îl dorim pe acele paste. Astăzi m-au informat că au spaghete și pene proaspete. Am ales aceste variante pe care le voi combina așa cum v-am obișnuit, cu sosul carbonara și sosul bolognez. Penele mele cu sos bolognez au sosit, arată foarte bine și miros extraordinar, așa îmi plouă un pic în gură, trebuie să recunosc, să vedem cum sunt. Da. Sunt foarte gustoase, se simte foarte bine sucul de roșii, textura cărnii este foarte plăcută și se simte gustul de carne de vită. Pastele sunt fierte chiar cât trebuie, îmi plac foarte mult. Să vedem acum și spaghetele carbonara. Sunt spaghete clasice făcute ca la mama lor, fără smântână, iar în meniu este specificat faptul că sunt făcute cu guanciale. Să gustăm. Da, pare să fie guanciale. Se simte brânza pecorino. Chiar se simte diferența între parmezan și pecorino. Pastele sunt fierte fix când trebuie. Sunt foarte bune. Trebuie să vă spun că cu acest restaurant va ajunge cu siguranță în topul meu. Sunt
pe strada Mătăsari, unde urmează să încerc paste de la un restaurant despre care se spune că este autentic sicilian, restaurantul Belli Siciliani. Așa că haideți să vedem cum sunt pastele. Am primit meniul la Belli Siciliani. Pot să vă spun că la prima vedere chiar este un restaurant autentic siciliano, așa cum scrie și pe meniu. Restaurantul pare foarte autentic. Mi se pare foarte interesant că au la intrare o selecție de produse de băcănie, tot felul de măsline, burrata, din câte înțeleg, produsă chiar de ei, brânzeturi maturate, cannoli, o grămadă de produse interesante, iar meniul este unul stufos de vreo 10-12 minute, așa tot răsfoiesc la el. Tot o grămadă de variante de antipasti, salate, multe feluri de pasta și de pizza, pare foarte interesant. Vom comanda carbonara și sos bolognese și să vedem cum sunt pastele. Mi-au sosit tagliatelele, eu am zis că sunt cu sos bolognese, dar nu e chiar sos bolognese. În meniu sunt trecute tagliatele al ragu, al carne și ospătărița mi-a explicat că procesul de gătire al sosului lor ragu este ceva mai îndelungat decât la bolognesele clasice. Sper să fie bun, arată foarte bine, pastele au o formă interesantă, aceste tagliatele de fapt. Și au o textură foarte, foarte bună. Da, sosul este gustos, are o aromă foarte bogată, așa, parcă simți fiecare ingredient. Îmi plac. Este momentul să încerc și spaghetele carbonara. Trebuie să vă spun de la început că sunt spaghete carbonara făcute așa cum trebuie, ca la mama lor, adică fără smântână. Spaghete carbonara făcute doar cu ou, panceta și parmezan. Să vedem cum sunt, arată foarte bine. Se pierde chiar cât trebuie. Și chiar e panceta afumată. Sigur, nu e bacon. Chiar e panceta, sunt foarte gustoase. Dragii mei, nu mai pot, am terminat de mâncat, sunt full, jur. E prima dată când termin farfuria, mi-au plăcut foarte mult pastele, atât cele cu sos de carne, cât și acestea carbonara. Sunt foarte mândră că am ales acest restaurant și îl recomand din tot sufletul, mâncarea este foarte, foarte gustoasă și e totul absolut minunat. Iată, ne ajungi în zona Adelea Veche, unde voi încerca acum pastele de la Il Calcio. Il Calcio este un restaurant cu mai multe locații prin București. Eu am să încerc astăzi locația de aici, unde sper să mănânc paste foarte bune. Am primit meniul la Il Calcio. Este un meniu plin de fotbaliști, nu sunt eu foarte în subiect, așa că trecem peste discuția cu fotbaliștii. Avem un meniu măricel ca desfășurare cu destul de multe preparate. Vom comanda spaghetti carbonara și bolognese. Mai găsit specialități din carne de pui, de porc și de vitel, specialitatea măcerarului, carpaccio de vită. Sunt o grămadă de opțiuni pentru toate gusturile. Au sosit spaghetele bolognese, arată destul de bine. Am primit și parmezan extra, am să-mi pun mai mult pentru că îmi place parmezanul. Să vedem ce am noi aici. Niște paste fierte un pic cam mult. Cu un sos gustos, aș putea să zic. Da, sosul aș putea să spun că e gustos. Pastele sunt un pic cam prea fierte pentru gustul meu, dar e bun una peste alta. Să vedem și pastele carbonara. Pot să vă spun că porțiile sunt destul de mari, nu cred că pot să termin o astfel de porție. Ia, să gust mai întâi un pic de bacon din ăsta. Da, este un bacon, pur și simplu. Îmi plac mai mult decât cele bolognese. Sunt gustoase. Trebuie să vă spun că mi-au plăcut pastele de la Il Calcio. Au venit repede, sosurile au fost gustoase, pastele un pic cam prea fierte, dar să nu fim atât de călcotași. Mă aflu acum în Piața Amzei, unde voi încerca pastele de la Trattoria Don Vito.
Am primit meniul la Trattoria Don Vito. Suntem într-o frumoasă atmosferă așa, cumva italienească și de construcții, pentru că lângă terasă, lângă restaurant, este un bloc în construcții. Nu este vina celor de la Don Vito, dar trebuie să vă menționez și lucrul ăsta în cazul în care auziți. M-am uitat un pic pe meniu, este un meniu foarte stufos, nu sunt încă sigură că e un lucru bun sau rău, au foarte multe aperitive, salate, pasta, pizza, fripturi, o grămadă de variante pentru toate gusturile. Eu am să iau spaghete bolognese și carbonara. Mi-au sosit spaghetele bolognese, arată destul de bine, au cărniță, să vedem și cum sunt. Să vă zic că îmi plac, dar nu știu exact de ce. Se simte doar așa un fel de gust de roșii, nu prea simt gust de legume. Nu sunt nici rele, dar nu sunt nici foarte bune. Să vedem dacă spaghetele carbonara vor reuși să salveze situația. Nici nu trebuie să gust ca să-mi dau seama că avem aici niște bacon autentic. Care e și el un bacon, adică... No. Am găsit aici așa o bucățică de bacon, e piept ceva, nu e chiar bacon, vedeți, oricum, deci nu e guanciale sau panceta, ca să încetăm discuția. Pastele sunt făcute cu smântână, o autentică carbonara cu smântână, ca să ne iubească toți italienii. În acest minunat sună de picamăr, sincer nu pot să vă zic că îmi plac, sunt cu smântână, au această costiță care e... Așa, ca de la supermarket, nu-mi place deloc. Pastele sunt ok fierte, dar nu, și nici mie nu mi-au plăcut nici măcar cele boloneze. Așa că una peste alta nu pot să vă recomand. Sunt pe strada Popana, unde voi încerca astăzi pastele de la Trattoria Fresca. Haideți să vedem cum sunt. Am primit meniuri care la prima vedere arată foarte interesant și este un meniu foarte mare, ca să înțelegeți cât de mare este. Nu mă mai văd de meniu. Și au o grămadă de preparate italienești. Vom lua probabil spaghete bolognese și carbonara și să vedem ce mai găsim interesant în meniu. Locația e interesantă, îmi plac toate aceste tablouri cu spirit italienesc, așa cumva. Arată bine, să vedem cum e mâncarea. Au sosit spaghetele bolognese. La prima vedere arată foarte bine, au un strat generos de parmezan deasupra. Să vedem cum sunt. Și o să iau un pic acrișor. Pastele cam fierte pentru gustul meu. Vedem cum sunt și carbonara. Au venit și spaghetele carbonara, tot așa cu destul de mult parmezan pe ele. Să vedem cum sunt. Gustul de bacon este foarte pronunțat cumva. Nu mă impresionează, sincer. Și, da, pastele sunt la fel de fierte ca și cele boloneze, prea mult. Da. Nu pot să vă dau vești foarte bune, nu pot să zic că îmi plac pastele de la Trattoria Fresca. Bolognezele au fost cum au fost, cu sosul cam acrișor, dar carbonara mi se par ușor grețoase, iar spaghetele, într-adevăr, sunt prea fierte. Nu vă recomand. Dragii mei, mi-am terminat călătoria culinară printre restaurantele cu paste din București și este momentul să vă prezint concluziile mele. Ați văzut și voi că am fost în 6 localuri pe care le-am jurizat în funcție de gustul pastelor, de aspect, de preț, pentru că și acesta este foarte important, și de servire. Trebuie să vă spun că 3 dintre ele sunt restaurante pe care vi le recomand tot sufletul, iar pe 3 dintre ele vi le recomand tot sufletul să le evitați complet și să nu mergeți niciodată acolo.
Așadar, trebuie să vă spun că pe primul loc se află restaurantul Belli Siciliani, acela de pe strada Mătăsari, unde mâncarea a fost excepțională. Pastele au fost fierte fix cât trebuie, sosurile au fost gustoase. Spaghetele carbonara au fost făcute cu sos carbonara din acela fără smântână, doar cu panceta, cu ou și cu parmezan, absolut minunate. Sosul bolognez a fost însoțit de niște tagliatele de casă, a fost foarte parfumat și aromat, cu bucățele de legume, mi-a plăcut foarte mult la ei. Prețurile nu au fost foarte mari și trebuie să vă spun că în restaurantul lor găsiți tot felul de brânzeturi maturate și brânzeturi proaspete tip ricota sau burata pe care ei le fac într-o mică fabricuță din România. Pe lângă asta mai găsiți și măsline, tot felul de produse de băcănie, vinuri italienești, cannoli, foarte multe lucruri interesante. Este un restaurant cu adevărat autentic și vă recomand să mai mergeți acolo. Apoi, pe locul 2, avem pasta restaurant de pe Calea Victoriei, unde pastele au fost fabuloase, mi-au plăcut foarte mult. Se află pe locul 2 pentru că prețurile sunt ceva mai mari decât în alte localuri, trebuie să țineți cont de acest aspect. A fost cel mai scump restaurant în care noi am mers, dar merită cu desăvârșire pentru că pastele sunt foarte gustoase. Sunt paste proaspete făcute acolo, sosul carbonara a fost făcut cu guanciale de data aceasta, cu ou și cu brânză pecorino. Poate nu credeați că există restaurante care să folosească guanciale și panceta. Nici eu nu credeam, dar uite că am găsit două dintre ele, un sos absolut minunat. Sosul bolognez a fost însoțit de paste pene proaspete făcute de ei în locație, foarte parfumat, foarte aromat, mi-a plăcut foarte mult și cu siguranță am să mai merg la ei. Apoi, pe locul 3 se află restaurantul Borgo Margherita, acela de pe Calea Vitan, unde pastele au fost foarte bune, mi-au plăcut și cele boloneze și cele carbonara. Se află pe locul 3 pentru că în spaghetele carbonara au inclus și smântână, care nu se află în rețeta originală, dar pe ansamblu pastele au fost foarte bune, au avut o textură bună, au fost făcute proaspete acolo pe loc. Cele bolognese la fel, sosul a fost aromat și mi-a plăcut foarte mult. Am încercat la ei și blatul de pizza pe care patroana ne-a pus câteva cubulețe de roșii pentru a-l experimenta și blatul este crocant, cu o textură foarte bună, ne-a plăcut. Înțeleg că și pizza este minunată la ei și cu siguranță vom merge la Borgo Margherita pentru a încerca și pizza. Până aici, pe cele trei locuri avem acele restaurante despre care eu vă spuneam că vi le recomand din toată inima, iar acum vom vorbi despre celelalte trei în care nu vă sfătuiesc să mergeți. Pe locul 4 avem restaurantul Il Calcio, unde nu mi-au plăcut pastele, cele carbonara au fost făcute cu smântână și cu niște bacon din acela autentic de supermarket, cu niște Kaiser, dacă putem să-i spunem așa, și au fost chiar ușor grețoase, nu mi-au plăcut. Cele boloneze au fost destul de anonime, nici măcar nu pot să zic prea multe lucruri despre ele, pentru că au fost pur și simplu cu un fel de sos de roșii, fără legume și cu niște cărniță, nimic special, nu mi-a atras nimic atenția, nu pot să vă zic mai mult de atât. Pe locul 5 avem Trattoria Don Vito, aceea din Piața Amzei, care se aseamănă și cu cea de pe locul 4. La fel, pastele au fost făcute cu bacon de supermarket, cu smântână, un pic cam prea fierte. Bolognezele la fel de anonime, nimic n-a reușit să salveze situația, ca să zic așa. Restaurantul este drăguțel cumva, cu o ușoară notă de kitsch specifică restaurantelor din centrul Bucureștiului. Deci nu pot să vă zic că vi-l recomand, chiar nu e nimic special. Iar pe locul 6 se află Trattoria Fresca, unde pastele chiar au fost groaznice. Nu mi-au plăcut, servirea a fost destul de proastă, localul e așa cumva întunecat, cel puțin zona aceea în care am stat noi. Sosul bolognez a fost destul de acru, doar cu niște carne tocată și cu niște zeamă de roșii. Carbonara la fel cu bacon ăla de supermarket, mâncat la mama de bacon de supermarket, Aldis e la putere și alte firme care fac astfel de chestii, care n-ar trebui să se afle în restaurantele italienești, dacă mă întrebați pe mine. Nu este nimic remarcabil și efectiv nu mi-a plăcut, n-am ce detalii să vă dau, pentru că au fost așa un fel de mâncare, dacă ți-e foame, te duci, mănânci, îți umpli burta și pleci și nu mai treci pe acolo a doua oară. Cam asta a fost călătoria mea culinară. Vă repet că la primele trei restaurante puteți să mergeți cu siguranță și veți avea parte de experiențe minunate. Sper că v-a plăcut clipul meu și că mă veți urmări în continuare pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube gateșteușor.ro. Vă invit să-mi scrieți în comentarii care este următorul gen de restaurant pe care ați vrea să-l vedeți testat în această serie de review-uri. Pa, pa!